you made clear. Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 4. Bă, dar de când am mai intrat în jocul ăsta, mai aveai și hainele astea de gunoi, hai să schimbăm hainele, bun. Opa, ia. Ce-am răcit, bă, gameși. Unde-i costumul ăla? Bun, așa, pantofi. Ce bocanci de cu jec pe ei, hai. Pantofi de aia cu cioc de aia de te dor picioarele dacă ai purtat mai mult de jumătate de oră, perfect. Așa, bun. Ochelarii de gigolo, hai să ne punem și o căciulă, că ăsta are părul scurt și răcește la cap. Nu știu dacă m-au auzit diferit, o fi și că încă sunt răcit, deci răceala asta nu mă lasă așa ușor. Deci, pentru că văd că sunt și răcit, acum mi-am schimbat și căștile, în sfârșit nu mai am căștile vechi lipite cu scoci. Acum băgameș. Acum am niște căști, ceva de la Serux. Când am venit de la școală, am găsit cutia la mine în cameră. Pe masă, frumos. Mie convine. Asta și... Dracu-i muzica asta. Asta și boxele lui tata, de la calculatorul său. El și-a luat altele și mi le-a dat mie pe lui. Le-am verificat, bă, de sau bele. Sistem deluxe 2.1. L-am căutat pe net și am văzut că are 1200 de W, deci... Imagine, nu știu dacă, mă rog, așa, nu prea mă pricep la sisteme, dar presupun că e mult 1200 EVA și la cum se aude, na. În fine, căștile astea, am spus ceva, Serux din ăla care ți acoperă urechile, e cutia pe aici, undeva, nu o văd. Hai să facem o misiune, aia, răceala asta, ajunge că am vorbit de căști, bagă viteza aici, să mergem. Să băgăm tot și o muzicuță unde e Independence FM, că am reactivat muzica. De-abia se aude cargo-ul. Sper să se audă pe filmare. Stai. Așa. Poate facem achievement-ul ăsta cu o mură de 200 de porumbei. Nu-l facem noi așa ușor, dar mă rog. Ma de când... Bă, mi-a fost doar să filmez. Pur și simplu, parcă mi-a ajuns cu live-urile. O să fac live-uri mai rar. Poate vinerea sau sâmbătă. Duminica nu fac, că duminica sunt foarte trist și nu stau să fac live. Duminica e cel mai trist moment al săptămânii pentru mine. Când știu că începe o nouă săptămână, școală, na. Ți se ia cheful de toate și pe unde dracului trebuie să mergi ceva cu eu înainte. Bă, așa e că nu pot să plonjez, nu? Nu pot să plonjez, așa -i. Ba, da, pot. Mi-era căzut niște șipci puse, nu rampă. Și încă cădem. Și încă cădem. Și tot cădem. Și-am găsit. Ok, încotro trebuie să mergem pe aici. Bă, dar nu pot să mă scufund? Să înțeleg că nu. Ok, misiune aici. Ată scânduri pe aici, plutind în apă. Bă, dar curat mai e. Curată mai e apa aici în Liberty City, în New York. Uite și o barcă. Hai că e bine că nu framează de la valuri de aici. Bine, am scăzut calitatea apei. Cui trebuie apă? Se... Cancerul ăsta. Hai mă, sar peste, nu stă să ne uităm la cinematicuri. Bă, ești prost, avem radio la barcă. Asta, da, barcă atunci. De Independence FM, uite-l. Mai avem vreo rampă? Ah, dacă veneam invers. Cine e, bă, a secat? A secat râul ăsta, cine e, bă? Ia, ploase de pescuit, ce ar trebui să fie? Da, mică mai apa. Stai, mă, ăsta ce, râu sau e... Asta e marea, direct, nu mai e râu. E
de mers tot. A, cred că la vaporul ăla trebuie să mergem. Cred că... cred că la vaporul ăla. Nu știu la cât. Ia mă, și fugărim pe ăștia, împușcăm ceva. Sau suntem diplomați. Să înțeleg că și ăsta e rusnac care a venit din Rusia, precum Nico cu vaporul. De fapt, nu Europa. De fapt, ciudat că stai în New York și Rusia e cam pe partea cealaltă și chiar dacă e din Europa de Est, trebuie să traversezi Atlanticul. Ciudat. Știți intro când vine Nico cu vaporul. E timpul să ne împușcăm atunci. Voi luați gloanțe. Oho, ce bubuie. Așa, prea lejer am stat. Muzica tot nu s-aude. Stai că sunt valuri și ne azvârlă în zid acolo. Hai da, bagă viteză. Deci nu și elicopter, frate. Hai, bagă viteză. Ne-am făcut și cu rachete acum. Am dat și una în plus. N-are nimic. Bă, dar ce dracu am de tușesc așa? Sper să nu mi se dea boost-ul mai încet de la microfon. Și acum merge lejer, hai că bă, ce izbezi de ăsta. Și să înțeleg că pe aici undeva trebuie... Bă, fix aici pe un live am plonjat cu curva în apă, mai știți? Cei care se uită pe live-uri știu. Veneam din partea dinspre sex shop, nu sex shop, strip club cu una. Mașină și am căzut de pe pod, n-am văzut că e reparații podul și direct în apă cu ea. Ne face un Ovidiu băiat rău, Ovidiu pierdut curvă. De fapt ăsta e chinez, nu-i rus. Chinezi am vorbit, ăi și neba. Yes. Deci n-am fost atent la ceas, cred că era și jumate. N-am ce filmarea. E, mai băgăm o misiune atunci. Uite un burger shot, hai să ne luăm și noi ceva halală că ne e foame. Să și tu acolo, hai da, hop. Sper să nu-mi iau copyright pe muzică, dar vorbesc că, hai că o să vorbesc. Dar dată burgerul ăla. Se audă muzică pe fundal, o să încerc eu să vorbesc peste cât să nu se audă. Hai, fugi mâncând burgerul. Au, ce cancere muzica aia. Bun, gata, hai. Misiune în zonă, ia să vedem. Eu sunt la mama dracului aici și eu trebuie să ajung undeva pe aici, frumos. Hai, la tipul ăsta. Întâi stați, ce avem? 39%. Hai că începem să avansăm de la 38, am luat 39, parcă 38. Am avut mai devreme. Da, scup. Mâinile goale, de ce nu? Jos din mașină!
din Range Rover. Dracu' e muzica asta. Așa. Nici nu-i răspund ăsta. Am încercat să fac o filmare și am primit mesaj pe WhatsApp, că așa pățesc mereu. Ați văzut din live-ul de mereu când încep live, sunt bombardat pe WhatsApp cu mesaje. Și când am băgat filmare, când filmam, mi-a dat ăsta misiune și era o misiune cu un elicopter. Nu mergi decât să pilotez mai bine. Nu, no, deci pilotatul nu-i de mine. Și așa cu condusul sunt praf, după cum vedeți. Dar mi trebuie să fiu și în aer. Hai, în aer nu e trafic, dar... Vedeți, eu de-abia controlez o mașină cu patru roți amărâte. Dar mi te o... ceva care mai și zboară atât de rapid e. Și nu mergi pe pământ. Hai că am încercat eu ceva aici. Dă-te mă la o parte. Liberty City, ce frumos scrie acolo. Oare o fi mod ăsta să-ți personalizezi numele matriculare cum îi pe Samp? De... Parcă și pe aici trebuia să fie un porumbel din aia. Lasă-mă în pace tu că tu îmi dai misiune din aia de... să pilotezi un elicopter, du-te drept. Nu pilotezi un elicopter. Ia vă că poliția a oprit pe careva. Hai că ne mișcăm de care trebuia să merg pe chestia aia pe sus, nu? E, tena, las că o luăm așa pe aici. A, tot pe aici am ajuns, opa. Trafic. Mă, ce mișto mi se mișcă jocul acum când nu mai fac live. Hai că m-am grăbit. Îs clădirile astea pe fundal, îmi mănâncă la resurse, îmi plac asta video, că cam aș pe aia de placă. Eram fericit asta vară când mi-am luat-o, că de... 2 giga față de aia veche 512. Dai pe 128 de bici, deci știi ca și pe ei. Nu poți să faci mare șmecherie cu videoclipuri pe 128 de bici. Când nu e să filmezi, te doare mătărângă, duce. Dacă e să filmezi, scad FPS-urile în dragi. Poate trebuie să încerc să filmezi și eu cu... Du-te dracu tu. Poate trebuie să încerc să scriu progă de filmat, să încerc să filmezi cu OBS-ul, nici nu știu. Poate n-au fi mai bun optimizat și o... mânca OBS-ul doar din procesor și nu o mânca și din video, placa video, abar n-am. Cu OBS-ul am ia-i bagă viteză! După cum ați văzut, sunt un șofer de excepție. Toate drumurile le am la degetul mic. Și acum ar fi tare să nu mă aud bine. Bine să opresc filmarea, să las tot un bar, să dacă mă aud. Bă, încă e bine, e bine că încă s-au de motorul fain. Scuros, bă, GTA 5 o fi mai bine optimizat ca GTA 4. Oricum, cred că pe ăla o să au mai multe FPS-uri decât aici, că măcar nu sunt clădiri pe funda. Dar, în schimb, eu plac asta video. Oricum, iau ceva pe 256 ca să pot avea mai multe FPS-uri că fac live-uri. Și că filmez. Taci din gură tu când am chef să te aud, că am și venit din cealaltă parte a orașului. De fapt, nu ia dăm cu a... bolidul ăsta, hai spunem că... Aia, ved... Iar vine să tușesc. Hai, cu ADHD-ul. ADHD... Mai și rămân fără voce acum. Poate răgușesc în timpul filmării. Deja e 8 ceasul nou, că dracu o fi când filmez. Până pun un episod se face 10, dracul mai vede acum seara, poate să-l pun, da, n-am mai pus atâtea zile, las că-l pun așa seara. Hai că am ajuns repede. Dar îmi place cum ajung la misiune pe... A, spune că ne împușcăm. Nicky, firia al dracu, cum ai zis, Nicky. O tot postul acum l-am luat aici. Treci încoace. Trage la roată. Vine un coace. Măcar avem un bolid acum. Ce ăsta? Ferrari, Porsche, ce trebuie să fie? Fuck. A, nu trebuia să-l omor.
Așa se întâmplă când faci misiunea fără să știi ce zice pe aici. Deci nu trebuia să-l omor, trebuia să-l fugăresc, ce naiba? Deci, go to Castle Garden City. Ok, nu trebuia să-l omor pe ăla. O lecție de viață învățată. Așa, am mai făcut o dată așa de-am tras după ei ca nebunul. Nu-mi place să mă împuși, nu să atent la instrucțiune. O dovadă că, da, trebuie să fiu și eu mai atent și e mișto cum este ea burul din canale. Mă, dar prea faină mapa asta, v-am mai spus. Îmi place mie mapa din GTA 4. Gen așa, concentrat pe oraș, cum e Bucureștiul, locul meu natal unde am copilărit atâția ani. Și am mâncat numai McDonald's, cât am copilărit, de eram mic și gras. Deci, case after Lucas need alive diamond. You need Luca alive. Deci trebuie să-l prind pe ăsta în viață, ok. Acum și înțeleg de ce mi-au dat boli din ăsta ca să-i ajung din urmă, nu știu. Acum o să le trag doar la roți. Sau nici nu știu. Ceva? Treceți. Aaaa, ce bine conduce ăla, dar eu conduc și mai bine. Aaaa, țeapă. Pe partea asta era. Nu statem la... Deci nu statem deloc, să mor eu. Nu știu ce am. Treci încoace. Bagă viteză. Ah, m-a și delete autobuzul. Bă, dar ce bine se mișcă când nu fac live, să mor eu. Mă, ce fugărire aici. Aaaa! Ovidiu, șoferul, intră în acțiune. Hai, da. Dacă vreau să-mi iau permisul la anul, trebuie să pot face cursa asta. Să-l prind pe ăsta. Prin parc, serios? Aoleu! Bine că nu m-a pus să alerg prin tot parcul, că... Făceam, mă bușeam, mă alunecam pe iarbă pe acolo. Acum pot să-i împușc? Te rog, dă-mi, lasă-mă, lasă-mă să-i împușc. The gang is here, take them, ăla-i mă, ăla-i. Ia veniți încoace, firați-ai dracului să fiți, hai, jos de aici. Băgăm ieși, dă-mi coa în patrul. You love to suck. Ia vină încoace și tu. Ce vrei, ia dă-mi coa shotgun-ul. Păi o dă pe stil greu sau ce naiba, hai, poc, poc. Ăla-i out. Și mă unu pe undeva pe sus pe acolo. Ia vină încoace și tu. Nu, cu pistol, hai, face mai aici în stil mafiot. De ăsta. Sau stai de desubt. Asta-i de desubt aici. Ceva? Hai că îți nervos. Da, foarte. Hop. Cu șorganul. Ia, aici? La WC-uri sau afară? Cred că aici, cred că aici. Ăsta face laba. Ăsta e un boschetar. Ăsta, aici-i. Știi ceva? Dacă e așa, păi hai să facem intrare, gen SWAT. Poc! Poc! Bă, mai avem o ultimă grenadă. Dar ceva, hai să-l batem așa. Stai acolo tu.
Hai, stai acolo. Boom! Nu l-au omorât. Să mor tu că nu l-au omorât grenada. Nu l-au omorât grenada. Dracu să nu te omoare grenada. Hai, să fiu sigur că e mort. Gata, se salvează acum. Trebuie să ies de aici. Ar sună pe ăsta. Ok, bă, dar ce ciudat e reflex aici. Așa. Ai, de la setter pe acolo. Le-am lăsat eu mai jos când făceam live-uri. Bun, hai că până la urmă am tras, am aruncat o grenadă în el tot. Ce vreți mă și voi? Hai, la o parte. Bun, mașina mai merge pe acolo sau trebuie să-mi iau alta? Hai că parcă mai merge, hai urcă. Nu, parcă nu asta era. A, era aia, dar văd că a bubuit, așa că... Dracu-i muzica asta. Mai bine erau manele, glumesc, nici chiar în halul ăsta. Bagă viteză, ieși mă pe aici. Hop. Hai la o parte cu toții. Și undeva pe podul ăsta trebuie să merg. Bă, îmi parchez și o mașină aici, sper că nu vă deranjează. Opa! Hai să nu umblăm cu arma pe stradă, că ne vede lumea. Bun, am luat ce trebuia. Cancerul ăsta. Ce rablă de mașină are asta? Încă o misiune făcută. Ia mă, cât la sută din joc am făcut, îți și eu curios. Stați. 39,77, ne apropiem de jumătatea jocului, da, bea, da, bine, cred că o să fie descăzut și misiuni o să mai fie misiuni de secundare, achievement-uri, bla, 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 nu știu, zic și eu, habar n-am. Dar oricum, și când a fost să facă la Far Cry, când l-am terminat tot story-ul, tot am mai avut misiuni secundare, Far Cry 3, vreau să zic. Mă rog, hai că eu încheie aici acest episod, sper că v-a plăcut, scrieți și voi comentarii cum vi se pare noul microfon de la căști, cum mă aud, am noile căști, cum m-au la ele, și du-te dracu tu că nu îți fac misiunea. Și ce pot spune? Cam atât, până data viitoare. Stai mă că am chef să bubui ceva un boschetar. Ciao les. Să mor tu, trece racheta pe lângă și ceva. Hai că mă sinucid. Hai, v-am lăsat. Ciao les.